Ana Cocoș vă prezintă știrile Bucovina TV. Bun găsit! Autobuzele Societății de Transport Public Local de pe linia 2, care circulă spre Gara Burdujeni, au un nou traseu. Autobuzele care circulă spre Gara Burdujeni nu mai coboară pe strada Jean Bart, ci își continuă drumul prin cartierul ANL pe strada Putrei până în fața gării. Directorul Societății de Transport Public Local a declarat că această decizie a fost luată pentru a ușura întoarcerea autobuzelor la capăt de linie. Am modificat puțin traseul liniei 2, astfel că la întoarcere dinspre oraș spre gară, nu coborâm pe Jean Bart, intrăm pe strada Pudnei. Avem o stație la jumătatea străzii. Lucrul ăsta l-am făcut determinat fiind de imposibilitatea de a întoarce autobuzele la capătul liniei 2. Intrarea, noi de obicei intram prin fața gării și întorceam autobuzele pe acolo, dar în ultima vreme era foarte, foarte aglomerată parcarea din fața gării și nu puteam intra cu autobuzele. Noi eram nevoiți să întoarcem în stradă cu câteva manevre de înainte și înapoi. Iar pentru un autobuz destul de lung e destul de greu, având în vedere că vine și iarna și faptul că strada Pudna s-a reparat foarte bine, este potrivit pentru și călători și pentru societatea noastră de a intra pe strada Pudnei. Directorul TPL a mai precizat că aceste schimbări au adus și nemulțumiri din partea locuitorilor din zonă. Avem și reacții pozitive, avem și câteva telefoane de la niște părinți care spuneau că copiii lor se joacă pe acolo liber și odată cu intrarea autobuzilor e o problemă pentru ei, dar totuși cred că locul de joacă nu e în stradă. Strada e pentru autovehicule.